Pe strada Dealul Spirei, din centrul Craiovei, sunt scoase la vânzare trei imobile. Unul dintre proprietari caută cumpărător de 3 ani. Câte apartamente sunt în imobil la vânzare? Sunt 6 apartamente. 2 parteri, 2 etaj și 2 mansarde. Și cât cereți pe un apartament? În jur de 65-70. De mii? De euro? Euro, da. În acest an, în Craiova, cele mai multe tranzacții au vizat apartamentele grație programului Prima Casă. Locuințele tip casă se vând foarte greu din cauza prețurilor mari. Casele, după ce au fost vedete anilor 2008-2009, în care toată lumea cu un apartament în bloc își dorea o casă, s-a trecut în extrema cealaltă. Au început migrația inversă, din zona locuirii caselor în zona locuirii, totuși, de apartament. Preferința oltenilor este covârșitoare către imobilele care au în componență 2 camere și anume 51% din solicitările din Oltenia s-au îndreptat către achiziționarea de imobile cu 2 camere. În primele 6 luni ale acestui an, în Oltenia, 670 de persoane au cumpărat locuințe prin Prima Casă, iar în cei 5 ani de când funcționează acest program național, 119.000 de români au devenit proprietari de locuințe. Cei mai mulți dintre ei au vârsta cuprinsă între 26 și 35 de ani și au luat credite pe o perioadă de până la 30 de ani.